Regele David, Psalmul 18, versetul 46, spunea: Trăiască Domnul! Și noi în seara aceasta, sub călăuzirea celui aș dorim să spunem încă o dată: Trăiască Domnul! Și binecuvântată fie stânca mântuirii mele! S-a citit cuvântul Domnului, am ascultat îndemnurile fraților și cuvântul care l-au rostit, am ascultat atent la ce a spus și fratele păstor și mi-a rămas în minte unul din lucrurile care le-a spus din mai multe. Și mi-am adus aminte, cartea aceasta, cărțile lui Samuel, au un specific care celelalte cărți nu le au, așa cum le are cărțile lui Samuel. Citim întâia cartea lui Samuel următoarele cuvinte, la începutul acestei cărți și apoi la sfârșitul cărții a doua lui Samuel, este remarcat un lucru care a fost amintit și de fratele păstor, Radu, doar sub un alt aspect, având în vedere că temelia casei noastre este temelia apostolilor, piatra din capul unghiului sau stânca viacurilor, fiind Domnul Iisus Hristos. Și în cântarea Anei, în cartea 1 a lui Samuel, la capitolul 2, versetul 2, spune următoarele: Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este El Dumnezeu decât tine, nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru slăvit să fie Domnul. Și dacă s-a spus aici că Domnul nostru este o stâncă, este recunoscut din vremuri străvechi, de mii de ani, că Dumnezeu este o stâncă. Apoi anii s-au scurs la domnia lui Israel, ajungere regele David. Spre sfârșitul vieții sale, el rostește următoarele cuvinte în 2 Samuel, capitolul 22, versetul 47. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Iată ce stâncă avea David, iată ce păstor avea David, iată ce prieten avea David, iată de fapt cum îl privea David pe Dumnezeu, ca pe o stâncă și îl repet, spunea: Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea, înălțat să fie Dumnezeu, stânca mântuirii mele, numele Domnului să fie lăudat și El să fie stânca mântuirii fiecăruia care în seara aceasta este în locul acesta. Doamne, ajută la aceasta! S-a citit din cartea Domnului despre acest cuvânt, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Într-o vreme ca aceasta, puțin sunt oamenii care mai aleargă la o casă de rugăciune să asculte cuvântul Domnului. Puțin sunt aceia care mai vin să asculte ce spune Scriptura, care este de fapt cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că într-o vreme, în cartea lui Ezechiel, capitolul 33, spune cuvântul Domnului următoarele, care aș dori să le citesc: S-a întâmplat că Domnul vorbea prin prorocul Ezechiel și spune următoarele în versetul 30: Fiul omului, copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor lor și zic unul altuia fiecare fratelui său: Veniți dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Seara aceasta, prea iubiților, cu ce scop ați venit dumneavoastră la casa de rugăciune? Tinerii și coriștii, cei din dreapta, frații mai în vârstă sau mai tineri, care este scopul și motivația care ne-a determinat să fim în seara aceasta aici? Iată în cuvântul Domnului ce spune Domnul prin prorocul Ezechiel. Era o categorie de oameni în poporul Domnului și spune: copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri, pe la ușile caselor și zic unui altuia, fratelui său: Veniți, dar să ascultăm care este cuvântul ieșit de la Domnul. Și versetul 11: Și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, virgulă, dar nu le împlinesc. Căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Oameni care aud cuvântul, oameni care sunt dornici să audă cuvântul Domnului, sunt interesați să-L audă, dar la urmă nu-L împlinesc și umblă tot după poftele lor. Având în vedere cuvântul Domnului Iisus, sunt aceia de fapt care și-au zidit casa pe nisip. Îmi place să cred că noi suntem din aceia despre care omul lui Dumnezeu Iacov spune și cei care ați venit în seara aceasta aici, să ne încadrăm cu toții prin harul lui Dumnezeu în versetul acesta scris de Iacov în capitolul 1, spune versetul 22. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Doamne, ajută-ne! Dorința mea
Și-s convins că și dorința slujitorilor de aici este ca toți ca reauzim cuvântul, să fim împlinitori a Lui, să ne consolidăm temelia casei noastre pe stânca aceasta care este Domnul Iisus Hristos, pe stânca viacurilor, pe temelia aceasta a prorocilor și a sfinților, și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și într-o vreme ca aceasta, haideți să vedem, dar dragii mei, cum s-au consolidat ei, cum viața lor, casa sufletească a lor s-a zidit pe această, pe această stâncă. Aduceți-vă aminte de omul lui Dumnezeu Pavel. La început nu s-a numit Pavel. La început avea un alt nume, spune cuvântul Domnului că el era cu numele de Saul. În capitolul 9 găsim scris că omul acesta era foarte religios. Cunoștea legea Domnului, cunoștea legea mozaică și sunt mulți aici și sunt mulți în jurul nostru care cunosc Scriptura, știu multe despre Dumnezeu, dar temelia, dar pe ce bază și-au zidit temelia? Apostolul Pavel într-o împrejurare ajunge să spună că le-am socotit totul un gunoi, o pierdere față de prețul nespus de mare care l-a câștigat prin Domnul Iisus Hristos. Omul acesta, cu temelia lui pusă pe nisip, a pornit în acțiunile sale și spune cuvântul Domnului, citesc în versetul 1, dar Saul sufla încă amenințare și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Ce era Saul? Deși cunoștea legea, deși cunoștea poruncile, deși cunoștea în amănunțime legea Domnului, dată de Domnul lui Moise și poporul Israel, era împotrivitor cuvântului Domnului, era împotrivitor Domnului Iisus Hristos. Avea o casă pe nisip, se ruina repede. Dar a venit un moment în care spune cuvântul Domnului, pe drum când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Se întâlnise cu stânca aceea despre care spunea păstorul dumneavoastră, se întâlnise cu Domnul Iisus Hristos, i-a ieșit înainte și seara aceasta stă înaintea noastră Domnul Iisus Hristos. El este păstorul oilor, El este Domnul domnilor, El este regele nostru, El este acela care în dar și fără plată mi-a dăruit și ne dăruiește mântuirea din dragoste față de noi. Slăvit să fie Domnul! I-a ieșit în cale lui Saul, pentru că și Saul avea nevoie să schimbe religia, să schimbe temelia casei, ca și această casa lui Saul să deinuiască și aici și apoi și în casa duhovnicească, unde zic Domnul să ne ajute să fim toți pietre vii, duhovnicești, în noua zidire. De fapt, cu Saul s-a întâmplat ce spune cuvântul Domnului în Proverbe, în Faptele Apostolilor, capitolul 3, spune cuvântul Domnului, Petru propovăduia și spune în versetul 19, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Dați-mi voie să leg cele două îndemnuri sau cuvinte rostite aici de primul slujitor a dumneavoastră, care spunea că își dorește o trezire, dorește ca această trezire să aibă loc în mijlocul bisericii din locul acesta. Ori ca să vină o astfel de trezire, ori ca să avem o temelie solidă, noi trebuie în primul rând să țineți minte ce spune Petru în capitolul 3, versetul 19. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu. Ajunge! Ajunge cât ai călătorit în stânga și în dreapta pe alte căi. E vremea, unul, de pocăință și, doi, este vremea de întoarcere la Dumnezeu. La aceea stâncă care ne dă consolidarea casei pentru toate zilele vieții noastre și până în veșnicie. Saul nu-L cunoștea pe Domnul. Saul avea nevoie de pocăință. Saul avea nevoie să se întoarcă la Domnul, deși vorbea despre Dumnezeu, cunoștea legea lui Dumnezeu, nu-L cunoștea pe Domnul. Dragii mei, a avut loc momentul acesta când Saul a auzit cuvântul. Primul lucru de care avem noi nevoie, avem nevoie să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Citim în Romani, spune următoarele cuvinte, ce ne învață apostolul Pavel, care altădată era Saul, în capitolul 10, spune în versetul 17 astfel. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Deci avem noi nevoie, avem nevoie de cuvântul Domnului. Auzind cuvântul Domnului, în inima noastră crește credința în Domnul. Și să ne ajute Domnul să avem parte de astfel de lucrări. Iată Pavel, în călătoria lui aude cuvântul Domnului, îi vorbește Domnul și spune următoarele, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? A răspuns el și Domnul a zis,
Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să dai înapoi cu piciorul într-un țepuș? Aude cuvântul, stă de vorbă cu Domnul, îl învață Domnul ce trebuie să facă. Și spune mai departe, tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Aceasta să fie întrebarea fiecăruia din seara aceasta. Când auzim cuvântul Domnului, când Domnul ne iasă înainte, întrebarea fiecăruia trebuie să fie, Doamne, ce vrei să fac? Pentru că aici spunea cuvântul, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Ce vrea Domnul de la noi să facem? Ce vrea Domnul să facem și nu s-a făcut? Ce vrea Domnul să facem și trebuia făcut? Iată că Pavel, deși cunoștea atâtea despre legea aceasta mozaică, el îl întreabă pe Domnul Iisus, când aude cuvântul, ce vrei să fac? Fie că această întrebare să răsune în fiecare inimă, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Iisus, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Dragii mei, e vremea să te scoli, să scuturi țărâna de pe tine, să-ți pui podoabele, să te îmbraci și să stai în cetate, căci salvarea și binecuvântarea Domnului o dă acolo în cetate, unde sucenicii Domnului adunați la un loc. Și cetatea aceea, dacă vreți, putem spune fără să greșim că este această casă de rugăciune, locul unde se aude cuvântul Domnului. Fac din cel prea înalt turnul de scăpare și cetățuia mea, cetățuia mea de izbăvire, unde este? Aici, în casa Domnului. Aici ți se spune ce trebuie să faci. Nu o să coboare un înger din cer să-ți spună ce trebuie să faci. Nu o să coboare un heruvim din cer sau îngerul Gavril. Nu, dragii mei, aici lui Saul din Tars, lui Pavel, i s-a prezentat un om care l-a învățat ce trebuie să facă. Dar vedeți dumneavoastră, în pocăința lui, în întoarcerea lui, Saul a parcurs un drum care trebuie să-l ține minte în toate zilele vieții noastre. Punctul numărul 1, să auzim vocea Domnului. Apoi, dragii mei, el a crezut cuvântul Domnului, că l-a întrebat, ce să fac, Doamne? Credința vine în urma auzirii și când a întrebat ce trebuie să fac, intră în cetate. Și știți că a executat, știți că a ascultat. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze cu un duh de ascultare de Evanghelie. Priaie nu s-a cotit cuvântul Domnului, priaie dat la o parte, priaie este abandonat. Într-o vreme ca aceasta, hai să ne întoarcem din nou la Domnul, să ne pocăim așa cum s-a pocăit și omul acesta, ca să aducă Domnul în vremurile de înviorare, după care tânjesc une suflete și Dumnezeu să aducă și ziua aceea. Și spune cuvântul Domnului următoarele. Când Saul a zis ce trebuie să fac, trebuie să intri în cetate, spune Scripturile că Saul s-a sculat de la pământ și măcar că erau ochii deschiși, nu putea vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut, n-a mâncat și n-a mâncat, nici n-a băut nimica. A auzit cuvântul, a crezut cuvântul, a întrebat ce să facă și s-a spus să meargă în cetate și a mai făcut ceva. Ceva ce în 2 zilele de astăzi mai puțin facem. Dar dacă vrem să vină în vremurile de înviorare, e necesar să facem și noi ce a făcut Pavel sau Saul. 3 zile el a postit, n-a mâncat și n-a băut nimic. Unii au zis, ăsta e post negru. Nu-i post negru. E post pentru că Dumnezeu a găsit cu cale să se descopere lui Saul. A găsit cu cale să ni se descopere nouă. Și dragilor, cum nu este un conducător auto fără permis de conducere, așa nu există pocăință fără post. Omul acesta își începe viața de pocăință ca să vină vremurile de înviorare, repet, ascultând cuvântul Domnului, crezând cuvântul Domnului și postul deja i-a și fost la baza vieții lui, de la început, din primii pași, să vă ajute Domnul. Citim în continuare ce spune cuvântul Domnului. Domnul vorbește lui Anania să se ducă la el și Anania în versetul 17, Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul care veneai, m-a trimis ca să-ți capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solz și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Și a urmat în pașii aceștia pocăinței lui și întoarcerii la Domnul. Vine Anania în cetate,
Vine păstorul, vine prezbiterul, vine diaconul, vine un bătrân din adunare și îți spune: omule drag, este nevoie să mai faci ceva, este nevoie de rugăciune. Și au pus mâinile peste el, a fost ajutat, a fost sprijinit în rugăciune. Și spune cuvântul Domnului că Anania începe să profețească, să prorocească: frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul care veneai m-a trimis ca să-ți capeți vederea. Doamne, atinge-te de ochii fiecăruia. Nu degeaba spunea aici fratele de slujitorul lui Elisei. Când i s-au deschis ochii, de fapt el a văzut o altă lume. A văzut că e înconjurat de oștirea Domnului și nu mai vedem lumea, nu mai vedem plăcerile din lume, ci îl vedem pe Domnul Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele, și fața Lui să le lumineze, să ne lumineze pe toți. Ca într-o vreme ca aceasta să putem cunoaște pe Domnul Iisus și harul Lui. Citim mai departe, după ce s-au atins de ochii Lui: să te umpli de Duhul Sfânt. Fraților, fiți plini de Duh, a spus Apostolul Pavel bisericii din Tesalonici. Fiți plini de Duh, Doamne ajută-ne! Când a fost umplut Saul de Duhul Sfânt, după ce a auzit cuvântul Domnului, după ce a crezut cuvântul Domnului, după ce a rămas acolo în cetate, așa cum spunea Domnul Iisus altădată ucenicilor, să nu vă depărtați de Ierusalim, până veți primi o putere, că atunci când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, voi veți primi o putere și veți fi apoi martori și în Ierusalim, și în Samaria, și în Iudeea, și până la marginile pământului. Așa să facă Domnul și cu noi, să vină vremurile de înviorare, dar noi să ne facem partea noastră, pocăindu-ne înaintea Domnului cu sfințenie, cu smerenie, și Domnul este Cel ce dă har. Un poet de cântare spunea așa: Doamne, n-am vegheat de ajuns și vrăjmașul m-a străpuns. Doamne, iar, dă-mi Tu har ca să n-alerg în zadar. Ajunge cât ai alergat în zadar. Astăzi să revenim înapoi, vrem vremuri de înviorare, vrem să avem o stâncă solidă, înapoi la Evanghelie, înapoi la stânca viacurilor, înapoi la Cel care dă mântuirea în dar și fără plată. Numele Lui este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mărire Lui! Dragii mei, asta înseamnă pocăință, asta înseamnă vremuri de înviorare, să crezi Evanghelia după ce ai auzit-o, apoi să stai la dispoziția Domnului ascultând în post și rugăciune de frații care te vor ajuta ca și Anania pe Saul. Și mai departe spune cuvântul că a fost un moment în care și Domnul a depus o mărturie despre Saul, botezându-l cu Duhul Sfânt, și nu s-a oprit aici, spune cuvântul Domnului mai departe. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solz și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a continuat lucrarea și a fost coborât la apa botezului ca să încheie un legământ public, ca toți să știe, și soborul, și preoții, și iudeii, și evreii, și neevreii, toți să știe că el a încheiat un legământ cu Domnul Iisus care i s-a arătat pe drumul Damascului. Și astfel Saul iasă din starea în care era, de pe cărările pe care a alergat altădată, și pentru el a venit vremurile de înviorare în urma pocăinței, în urma auzirii cuvântului, în urma împlinirii cuvântului, în urma postului, în urma rugăciunii, în urma părtășiei frățești cu Anania. Dumnezeu din cer revarsă Duhul Sfânt, el încheie un legământ și de aici încolo se împlinește cuvântul care spune în versetul 15: L-am ales, un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Lăudat să fie Domnul! Și această chemare este și pentru biserica de aici, din Reșița. Dumnezeu să vă ajute pe toți să intrați în această chemare! Și nu numai atât, și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Pentru că nu uitați, toți cei ce doresc să trăiască în evlavie în Hristos vor fi, zice stare, vor fi prigoniți, chiar dacă nu place, dar veți fi prigoniți. Țineți minte, totdeauna cei firești au prigonit pe cei duhovnicești. De la început au fost doi frați, unul Cain, unul Abel. Unul aducea o închinare și o jertfă care ajungea până la Domnul și a celuilalt se ridica doar un fum acolo și tare s-a mai mâniat Caleb. Și cel firesc l-a prigonit pe cel duhovnicesc. Aduceți-vă de aminte de Esau și de Iacov. Cel firesc l-a prigonit pe cel duhovnicesc. Și tot așa în vremea noastră, toți care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Dar ce ne pasă? Noi știm că Domnul este cu noi. Numele Lui să fie binecuvântat. Asta înseamnă de fapt pocăință.
Asta înseamnă de fapt apropiere de Domnul. Asta înseamnă de fapt să dorești vremurile de înviorare, să dorești să ai o temelie solidă și temelia noastră să fie și să rămână, așa cum se spunea, Domnul Iisus Hristos, numele Lui să fie lăudat. Haideți să învățăm de fapt pocăința, să învățăm nu cum ne-o spune unul sau celălalt, să vedem ce ne spune Scriptura. Căci așa de frumos putem descoperi în Scriptură ce înseamnă pocăința, cum se intră pe calea pocăinței. Citim în Cartea Domnului despre un om al lui Dumnezeu, în Vechiul Testament de data aceasta, despre Iona. Dumneavoastră știți istoria acestui om, cum călătorește el și ajunge totuși până la Ninive. Și citesc în versetul 3. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel. Domnul îi vorbește lui Iona. Îi spune să meargă în cetatea Ninive și ascultați ce spune Scripturile. Spune versetul 4. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Ce era Iona? O trompetă, o unealtă în mâna Domnului, prin care își transmitea cuvântul ca ninivenii să audă. Când au auzit ninivenii cuvântul, care a fost reacția lor? Care este reacția noastră când ne auzim Evanghelia? Ne plac mai mult poveștile? Ne mai plac mai mult istorioarele închipuite? Sau ne place Evanghelia Domnului, Scripturile Domnului? Oamenii aceștia din Ninive au auzit propovăduirea lui Iona. Ei nu știau ce e aia pocăință, ei nu știau ce e aia smerenie, ei nu știau cum să procedeze. Dar spune cuvântul următoarele, versetul 5. Oamenii din Ninive au crezut în Domnul, slăvit să fie numele Lui. Dumneavoastră când auziți Evanghelia, când auziți cuvântul Domnului, credeți în Domnul. Credința vine în urma auzirii. De atâtea ori vă strângeți aici la casa Domnului și eu acolo unde mă strâng, împreună cu frații, auzim Evanghelia, dar credem cuvântul. Ne-am obișnuit să spunem, Doamne, mărește-ne credința, dar noi trebuie să credem că atunci când auzim cuvântul, cuvântul lucrează noi la creștere și la creșterea spirituală și la creșterea credinței. Doamne, întărește-ne în credință! Ninivenii aceia, păgânii aceia, care nu aveau nimic comun cu Dumnezeu, erau dintre neamuri, când au auzit cuvântul, l-au crezut. Să ne ajute Domnul și nouă. A doilea pas care îl fac ninivenii, spune cuvântul Domnului, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu staci de la cei mai mari până la cei mai mici. Facem repede o scurtă paralelă cu Pavel, cu Saul. Când au auzit cuvântul, Domnul i-a zis, intră în cetate, pentru că a auzit cuvântul, l-a crezut și a ascultat, a intrat în cetate. Ce a urmat în cetate? A urmat postul, a urmat 3 zile de post, de rugăciune sau de închinare. Și aici spune că ninivenii, când au crezut cuvântul, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Și au auzit și împăratul. Și când a auzit împăratul și el de poruncă încă, poruncă împărătească, el însuși se dezbracă de mantia lui de rege, de hainele împărătești, își acoperă trupul cu un sac și stă înaintea Domnului cu post și în cenușă. Toți oamenii se coboară înaintea Domnului, pentru că cuvântul Domnului a intrat să lucreze în inima lor, pentru că ei au crezut cuvântul. Acolo unde o persoană crede Evanghelia, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pătrunde, că cuvântul Domnului face lumină în inima omului și omul începe viața spre pocăință, post și smerenie. Sau dacă vreți, schimbarea exteriorului. Se schimbă interiorul omului, se schimbă și exteriorul omului. Nu-i mai omul de modă. Nu-i mai omul care poartă hainele vipurilor din secolul 21, ci omul care renunță la ele, se îmbracă în modestie, în chip cuvincios, cu rușine și sfială, spune apostolul Petru. Asta înseamnă de fapt pocăință. Și apoi când vorbim de post, unul din rolurile care le mai are postul, haideți să vedem ce spune Scripturile. În Psalmul 35, regele David spune următoarele, citesc cuvântul Domnului, spune Scripturile astfel în versetul 13. Și eu când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, însmeriam sufletul cu post. Vă smeriți sufletul cu post? Când un om își smerește sufletul cu post, niciodată n-ai să-l mai vezi cu nasul pe sus plin de mândrie. Nu o să-l mai vezi dornăind cu lănțișoarele la picior. Nu o să umble cu gâtul întins prin popor, cum umblă în vremurile dintre, umblau în vremurile din trecut și în vremurile de astăzi, aceia care își zici fiicele Sionului. Fraților și surorilor, atunci când un om intră în pocăință, pe drumul pocăinței, după ce crede Evanghelia, după ce crede cuvântul Domnului,
El automat cuvântul produce ceva în viața lui. O schimbare în interiorul sufletului său. Prin post sufletul se smerește. Exteriorul și-l dau ei singur jos, pentru că Domnul lucrează și mai mult decât atâta. Aduceți-vă aminte de martirul Ștefan. Se uitau la el oamenii de aceia care îl judecau și spune Scriptura că fața lor, înaintea ochilor care îl priveau, era o față ca de... Zice, stare? Cum e fața noastră? Cuvântul Domnului schimbă interiorul, noi schimbăm exteriorul și fața noastră se schimbă și devine o față ca de înger. Doamne, lucrează la schimbarea noastră! Asta înseamnă, de fapt, înviorare, asta înseamnă regenerare, asta înseamnă trezire, asta înseamnă vremuri de viorare. Doamne, revarsă-le peste cei ce se pocăiesc în sac și cenușă. Dragii mei, ne place să postim? Pavel a postit 3 zile. Oamenii ăștia din Ninive au postit și ei, nu spune Scriptura cât. Au acceptat cuvântul să producă această schimbare în starea vieții lor. Dar nu numai atât. Spune cuvântul Domnului în versetul 8. Oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu. Ce să facă? Să se roage, cu alte cuvinte. Noi avem o cântare, probabil că se mai știe, sigur fratele Radu o știe, care spunea așa în vremurile când era mai tânăr. Am strigat la tine, Doamne, și m-ai ascultat. Bucuria și lumina mie mi le-ai dat, lăudat să fie Domnul. Ori ca să vină vremuri de înviorare, noi trebuie să credem că Domnul poate aduce înviorare. Noi dacă vrem trezire, noi trebuie să credem că Domnul poate aduce trezire. Dar pentru aceasta, noi ne facem partea noastră, iar El își face partea Lui. Și atunci cu toți la unison vom cânta plin de bucurie. Am strigat la Tine, Doamne, și m-ai ascultat. Bucuria și lumina mie mi le-ai dat. Ți le-a dat și Ție? Dacă nu le-ai încă, astăzi e ziua în care ești chemat la pocăință. Astăzi este ziua în care ești chemat să vii la Domnul Iisus Hristos, care a spus următoarele cuvinte: veniți la mine, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu, a zis El, vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Doamne, dă sufletelor noastre odihnă! Știm mai departe cuvântul Domnului. După ce ninivenii au practicat aceste lucruri, spune Scripturile că împăratul a zis: și să se întoarcă de la calea lor ce area și de la faptele de asuprire de care sunt pline mâinile. Atenție! Ce lucrăm cu mâinile noastre? Pe ce cale suntem noi? În lumea aceasta Scriptura spune că sunt doar 2 căi și citim în Scriptură. De fapt, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos pe când trăia pe pământul acesta. În Matei, capitolul 7, spune Scripturile următoarele. Versetul 13. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Pe calea aceasta poți să faci ce vrei, poți să trăiești cum vrei, așa cum citeam și în cartea lui Ezechiel, ascultau cuvântul, dar apoi se întorceau și trăiau tot după pornirile inimii lor, ca și cei de pe vremea lui Noe. O, fraților și surorilor, e vremea să ne corectăm viața, e vremea să ne schimbăm cărarea și e vremea să căutăm din nou calea aceea care duce la viață, calea credinței, calea care duce la mântuire. Numele Lui este Iisus, eu sunt calea și adevărul, mărire Lui! Știm în cuvântul Domnului că Domnul Iisus în versetul 14 spune următoarele: dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Deci în seara aceasta aici ai harul să afli despre această poartă și cale îngustă. Intră pe ea, căci la capăt te așteaptă Domnul Iisus Hristos, Regele Ceresc, cu viața cea veșnică în împărăția Lui. Doamne, fă-ne parte la toți de ea. Vedeți dumneavoastră, împăratul Ninive cerea locuitorilor să schimbe calea. A fost o cale idolatră, a fost o cale păcătoasă, se închinau la zeități, trăiau după poftele inimii lor, imoralitatea era la ea acasă, crimele și furtișagurile erau din belșug, păcatele erau multe, fără de legile mari, dar regele din Ninive, împăratul acela, le cerea ceva: ca să trăim oameni buni din Ninive, ca să trăim oameni buni din Reșița, schimbați-vă calea!
Opriți-vă de pe calea care mergeți și intrați pe poarta cea îngustă, pe calea cea strâmtă, căci puțini sunt cei ce o află. Și dacă ești în seara aceasta aici, astăzi în seara aceasta, poarta strâmtă, calea îngustă, îți e deschisă. Pășește prin credință și Dumnezeu să te binecuvânteze. Nu uitând că Domnul spunea prin Scriptură, cel neprihănit va trăi prin... Doamne, ajută-ne! Apoi, în cuvântul Domnului mai spune, când oamenii să-și lase calea rea, să intre pe calea pocăinței, a credinței, pe calea îngustă și să se întoarcă de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Un popor răzvrătit, un popor cu mâinile pline de sânge, un popor cu mâinile pline de fără de legi și de păcat. Pentru noi prorocește Isaia, altădată prorocea pentru ei, pentru poporul Israel. Astăzi prorocește și vorbește pentru noi cuvântul Domnului în capitolul 1 și spune următoarele, versetul 15. Când vă întindeți mâinile, îmi ori întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, nu ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă deci și curățiți-vă, Doamne ajută! Vrea cineva să-și spele mâinile? Vrea cineva să se curățească de păcatele lui? Nu spune Scriptura, ferice de omul cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit. Harul acesta nu-l dă preotul, harul acesta nu-l dă papa, harul acesta îl dă Dumnezeu, Părintele Luminilor, glorie Lui. De aceea, haideți să ascultăm de El, să ne spălăm mâinile, să ne curățim ființele, căci sângele Domnului Iisus Hristos are valoare și putere și astăzi. Nu cântăm noi cântarea, e puterea ce minuni face sângele mielului. O, Doamne, fă și în seara aceasta, fă și în casa dumneata, să facă și în casa dumneata și în familia dumneata, dar primul rând, cu tine, ascultătorule drag. Spune Scripturile următoarele, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți rău, învățați-vă să faceți binele. Cine ne învață să facem binele? Primul, Dumnezeu, a doilea, Scriptura și a treilea, învățătorii pe care Dumnezeu i-a rânduit în biserică. A rânduit și apostoli, a rânduit și evangheliști, și proroci, și învățători, și păstori, cu un singur scop, pentru desăvârșirea sfinților. Vreți să ajungem la desăvârșire? Vreți să fim desăvârșiți? Haideți într-o vreme ca aceasta să ne învățăm, să facem binele. Doamne ajută-ne! În urma curățirii. Atenție ce lucrăm cu mâinile noastre. Cuvântul Domnului vorbește în evrei și aș dori să citesc în capitolul 12. Apostolul Pavel scria celor din vremea lui, scrie celor din vremea noastră pentru noi în seara aceasta următoarele cuvinte. Întăriți-vă dar mâinile obosite. Opriți-vă puțin. Ai ostenit să mai faci binele? Ai ostenit să ridici spre Domnul mâini curate? Nu spune Ieremia, ridicați împreună cu mâinile și inimile spre Dumnezeu din cer. Doamne, ajută-ne! O, dragii mei, aduceți-vă aminte în momentele de stăruință, atunci când erai înconjurat de frați, de surori și alții ca dumneatale erau la stăruință. Cine ținea mâinile sus? Cine spunea o cântare de laudă în gură nouă pentru slava Domnului? Era Domnul care revărsa Duhul Său cel Sfânt în urma pocăinței, în urma întoarcerii, în urma curățirii. El punea din vinul acela cel nou într-un vas nou spre slava lui Dumnezeu. Astăzi de ce nu se poate? Domnul poate și azi. Nu cântăm noi cântarea, El poate, El poate. Eu știu că Domnul poate, o, dragii mei, dar hai să facem și noi ce am făcut atunci. Adu-ți aminte, dar, cum ai primit? Ține și pocăiește-te! Ai primit viața veșnică în dar și fără plată în smerenie. Ai crezut cuvântul Domnului așa cum era scris. Ai intrat în post și rugăciune fără să comentezi și nu ziceai, frate păstor, dai prea mult o zi să postezi pe săptămână. Nu, nu, ți era drag să-L slujești pe Domnul. Erai plin de dragoste pentru Dumnezeu cel viu. Ce s-a întâmplat cu sufletul dumneatale de acum, ești rece? Ce s-a întâmplat cu sufletul dumneatale de acum? Nu mai poți să ridici mâini curate, nu mai poți să strigi un aleluia, nu mai poți să-L glorifici pe Domnul și închinarea dumneatale nu mai este o închinare după Scriptură. Ce s-a întâmplat? Domnul spunea următoarele, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, dar să nu se răcească aici. Acești mulți să nu fie aici la Reșița,
ci aceștia în Rareșița să beneficieze în continuare de harul lui Dumnezeu și dragostea lui, să fie turnată în fiecare inimă prin Duhul Sfânt care ne este dat. Doamne, revarsă și azi! Pentru aceea ai nevoie de pocăință. Pentru aceea ai nevoie să ne întoarcem din nou la Domnul, ca să vină vremurile de înviorare, ca să vină vremea de trezire, să ne consolidăm credința noastră, nu pe ceea ce spun oamenii, nu pe ceea ce spun teologii, filozofi, nu pe ceea ce spun oamenii de știință, ci pe această carte despre care un poet vechi care a scris o cântare care generația de azi nu mai vrea să audă, spunea următoarele: credința mea, eu o zidesc pe cuvântul sfânt și ceresc. Altceva trece ca spuma, cine rămâne, stânca vieții, rămâne Domnul, rămâne Evanghelia, numele Lui să fie binecuvântat. Fraților, în lumina Scripturilor, hai să ne întoarcem din toată inima la Domnul, să vină ce-și doresc cei din conducere, vremurile de înviorare, vremurile de trezire și fiecare dintre noi să avem o temelie solidă, că atunci când vor bate vânturile dintr-o parte și în alta, în numele Domnului Iisus, să ieșim mai mult decât biruitori. Doamne, ajută-ne! Un alt exemplu de pocăință avem de data aceasta și mai în trecut. În Cartea Împăraților noi găsim scris despre un om care era rege. Era rege peste una din seminți, peste 10 seminții, și spune cuvântul Domnului, și aș dori să citesc în Cartea Împăraților la capitolul 22, spune cuvântul, în Cartea I-a Împăraților, capitolul 21, spune cuvântul Domnului despre omul acela cu numele Ahab. Domnul îi iasă și lui înainte. I-a ieșit Domnul înainte lui Saul prin acea viziune, acea vedenie. A auzit vocea aceea Domnului. În Ninive Domnul a trimis un proroc. Iată că de data aceasta la Ahab vine Ilie. Versetul 20 spune așa: Ahab a zis lui Ilie, m-ai găsit, vrăjmașule? Și Ilie răspunde, te-am găsit, pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Opriți-vă! Opriți-vă, tinerilor, fraților și surorilor, indiferent de ce vârstă! Cui v-ați vândut? Cui sunteți robi? Sunteți robi de păcatul care sunteți biruit. Dacă sunteți ai Domnului, păcatul nu mai locuiește în sufletul vostru, ci locuiește Domnul Iisus Hristos ca mare preot, numele Lui să fie binecuvântat. Dar dacă ești biruit, dacă ești biruit de minciună, dacă ești biruit de clevetire, dacă ești biruit de judecăți, dacă ești biruit de jurăminte, dacă ești biruit, dragul meu, de o viață imorală și toată ziua îți place să treci tânărule din floare în floare, căutând fericirea în brațele unuia sau altuia, oprește-te astăzi. Nu vă vindeți diavolului, nu mergeți pe calea cea largă, căci la capăt este și pentru calea cea largă un sfârșit. Iazul de foc, spune Scriptura, care a fost pregătit de Domnul pentru diavolul și îngerii lui. Dar diavolul a venit pe pământul acesta să junghie și să prăpădească. Vino la Cel ce ți oferă viața, vino la Cel ce ți garantează viața, vino la Acela care a murit ca dumneatale să ai viața. Și spune Scripturile că Ahab stă înaintea lui Ilie și Ilie spune, te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Iată ce zice Domnul, voi aduce nenorocirea peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este a lui Ahab, fie rob, fie slobod, și voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam. Și continuă amenințările din partea Domnului. Când a văzut omul acesta ce sentință i-a dat Domnul, cu toate că s-a vândut rob păcatului, să facă rău ce este înaintea Domnului, ca fiul risipitor altădată și a venit în fire. Și știți ce a făcut Ahab? Omul care a fost vândut să facă rău înaintea Domnului. Citim în cuvântul Domnului, versetul 27. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele. A auzit cuvântul Domnului și a crezut că ce spune Domnul prin Ilie așa este. Când a crezut cuvântul Domnului și-a dat seama că de fapt oameni buni, eu sunt un păcătos chiar dacă sunt împăratul. Și Ahab, primul lucru care a făcut după ce a crezut cuvântul, și-a rupt hainele. Renunță la hainele acelea frumoase, renunță la hainele acelea de slavă, renunță la firele acelea de aur cu care erau brodate mantiile,
Renunță la hainele care nimeni nu le avea, numai el ca împărat, că în vremurile acelea nu era atâta marfă cum este astăzi și nimeni nu se putea îmbrăca ca și împăratul. Nu-și permitea, nu avea cum. Dar el renunță la toată slava lumii ce i s-a oferit și spune cuvântul Domnului și a rupt hainele și a pus un sac pe trup. S-a schimbat ceva în viața lui Ilie, s-a schimbat ceva și în viața ninivenilor, s-a schimbat ceva și în viața lui Pavel. În viața dumneatale nu vrei să se schimbe astăzi? În viața acestor oameni a intrat cuvântul Domnului în care au crezut și s-a schimbat în interior, s-a schimbat în exterior și spune cuvântul Domnului, după această schimbare și-a pus un sac pe trup și a, zice stare, regele cu masa plină de bunătăți renunță la mâncărurile alese, renunță la mesele la care stătea altă dată, la vinul care îi curgea altă dată în față și intră în post, pentru că a auzit cuvântul Domnului. Dragul meu, dumneatale, ce faci când auzi cuvântul Domnului? Zile în șir ai auzit aici cuvântul Domnului. Ce ai făcut cu cuvântul Domnului? Strâng cuvântul tău în inima mea, Dumnezeule, ca să nu păcătuiesc, Doamne ajută-ne! Ei, oamenii aceștia au strâns cuvântul, Ninive a strâns cuvântul, Pavel, Saul a strâns cuvântul. Haideți și noi în seara aceasta să strângem cuvântul și de mâini, de astăzi, de acum, să intrăm în pocăință, să credem Evanghelia, să lăsăm cuvântul să schimbe interiorul nostru, exteriorul nostru, fața noastră și să-L slujim pe Domnul. Ajută-ne, Doamne Iisuse! Regele acesta intră și el în post și spune Scriptura, se culca cu sacul acela și mergea încet. Nu-i mai omul plin de mândrie, nu-i mai omul cu fruntea sus care îi strălucea coroana pe frunte, ci este omul smerit, care umblă încet, nu cumva prin pașii lui să-l deranjeze pe cel de aproapele lui sau să-l jignească pe Dumnezeu. Umblă încet, se smerește înaintea Domnului și țineți minte, Dumnezeu a privit la Pavel, la Saul și l-a mântuit. Dumnezeu a privit la niniveni și le-a lungit firul vieții lor și a cetății în care locuiau ani în șir în continuare. Și Dumnezeu a privit la Ahab și în seara aceasta Domnul privește și la dumneatale și spune aici cuvântul Domnului. Domnul a vorbit lui Ilie Tișbitul astfel, ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Dumneatale, vrei să te smerești înaintea Domnului? Ca să putem beneficia de harul lui Dumnezeu. Nu uitați ce spune Scriptura, celor smeriți Domnul le dă, Doamne, dă-ni-l și nouă. Și-a arătat harul față de Ahab, și-a arătat harul față de Ninive, și-a arătat harul față de Saul, și arată harul și față de noi, numele Domnului să fie lăudat pentru harul său. Doamne, iar, dăm Tu har ca să n-alerg în zadar, Doamne, dă-ne har! Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Ce face Domnul? Față de Ahab care se smerește, are o atitudine plină de milă, plină de îndurare. Spune omului Dumnezeu Ieremia în plângerile sale că ceea ce îl face pe el să mai tragă nădejde e cu bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Și îndurările lui se noiesc în fiecare dimineață, slăvit să fie Domnul. În zorii dimineții de astăzi, Domnul și-a înnoit îndurarea față de noi toți, față de dumneatale, față de coriși, față de păstori, față de toți care suntem la închinare. Și dorește un lucru ca niciunul să nu piară. Domnul nu dorește moartea păcătosului, ci mai degrabă întoarcerea lui. Haideți dar să ne întoarcem la Domnul, haideți dar să-L căutăm pe Domnul, haideți să-L căutăm câtă vreme se poate găsi, să-L strigăm, să-L chemăm câtă vreme este aproape. Doamne, ascultă-ne rugăciunea! Omului Dumnezeu Amos spune următoarele cuvinte pentru noi într-o vreme ca aceasta și spune Scriptura astfel, citim în Cartea Domnului, în capitolul 5, ce spune Amos cu versetul 4. Așa vorbește Domnul către casa lui Israel, către casa lui din Reșița, căutați-mă și veți trăi, slăviți să fie Domnul. Citim mai departe versetul 6, ce vorbește Domnul, căutați pe Domnul și veți trăi.
Și din versetul 14, căutați binele și nu răul, ca să trăiți, ca astfel Domnul Dumnezeu oștirilor să fie cu voi, cum spuneți voi. Doamne, ajută-ne! De atâtea ori avem obiceiul să spunem că Domnul este aici, unde sunt doi sau trei adunați în numele Domnului, și Scriptura ne spune că Domnul este prezent acolo pentru că ne-am adunat în numele Lui. Dar iată ce spune Amos, vă rog fiți cu luare aminte, căutați binele, căutați binele, și acesta este Dumnezeu. Și mai departe, și nu răul, care este diavolul, căutați binele ca să trăiți și ca astfel Domnul Dumnezeu oștirilor să fie cu voi. Doamne, fii cu noi! Doamne, fii cu noi! Astăzi, iar în ziua glorioasă, când vei veni să ne duci în împărăția neclătinată a lucrurilor neclătinate, toți împreună să putem auzi frumoasa chemare pe care Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat-o scrisă în Scriptură, în Evanghelia după Matei, la capitolul 25, și îmi doresc aceste cuvinte să le audă toți care sunt astăzi prezenți aici și dragii dumneavoastră, copii sau frați sau prieteni și cunoștințe. Domnul spunea în versetul 34 din Matei 25 următoarele: atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, slăviți să fie Domnul! E chemarea celui care într-o vreme ca aceasta ne cheamă să-i facem voia lui, să împlinim voia lui, nu să zicem Doamne, Doamne și să trăim cum ne place nouă, nu să zicem Doamne, Doamne să trăim după pofta inimilor noastre, că mulți au fost și mulți sunt care fac așa, dar în Evanghelia după Matei citim următoarele cuvinte cu privire la cei care aud Evanghelia și apoi o lasă, aruncă cuvântul Domnului înapoi a lor. Spune Scripturile în capitolul 7, versetul 21, nu oricine zice Doamne, Doamne va intra în împărăția cerurilor. O, scopul nostru este acesta, de a ajunge acolo, scopul lui Dumnezeu este acesta, de a ne aduce în casa Lui. Și spune Scripturile, nu cine va zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu. Doamne, ajută-ne! Care-i voia Tatălui? Să ne pocăim. Auzim cuvântul, credem cuvântul, îl lăsăm să ne schimbe interiorul, exteriorul, ne transformă fața, stăm în post și rugăciune înaintea Domnului, schimbăm lucrarea mâinilor noastre, trăim pentru Domnul, El va revărsa din Duhul Sfânt peste noi, noi încheiem un legământ cu Domnul și fie că murim, fie că trăim, suntem ai Domnului, spune Pavel, glorie Domnului, și purtăm în noi nădejdea aceasta, Hristos în voi, nădejdea slavei, glorie Domnului! Că atunci când va veni să-și ia biserica, El va spune aceste cuvinte și pentru tine și pentru mine. De aceea, într-o vreme ca aceasta, credința, întemeiați-vă pe cuvântul lui Dumnezeu, pe pocăință, pe smerenie, pe ascultare de Scriptură, ca toți împreună să putem auzi. Veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, și zic Domnul să ne facă parte de această chemare. Cu ajutorul Domnului și călăuzirea Duhului v-am prezentat din Scriptură trei exemple de oameni sau popoare care s-au pocăit. A patrulea exemplu dovedește-l dumneata începând din seara aceasta. Să vadă păstorul, să vadă conducerea că de fapt biserica s-a schimbat, persoanele s-au schimbat, coriștii s-au schimbat, tinerii s-au schimbat și toți au intrat pe calea cea îngustă, pe poarta cea strâmtă, ca la final să audă chemarea, veniți! Binecuvântații Tatălui, Doamne ajută-ne pe toți! Amin!